Hotărâre privind numirea domnului Mincionescu Ionuț Bogdan în funcție de subprefect al județului Argeș, având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1, ale articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, și în temeia articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Mincionescu Ionuț Bogdan se numește în funcția de subprefect al județului Argeș. Semnează prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea numărul 53 din 12 ianuarie. Domnule subprefect, vă rog să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, trecem la Bistrița Năsăud.